autorul din interzis se retrieve. Dar are vreo legătură că citi SDPD-ul mai recent? No, pentru că n-am văzut polițiști să fie până atunci de asta. Păi tot și ambuteiaș scrie. Că era de mult. Stați, problema e strict în ambuteiaș, da? Sigur, fluidizăm trafic, uitați-vă, sigur. Strada armenească tot timpul văzut stradă problematică și ține de crearea ambuteiașului. Nu e stradă, e măcar cât de cât. Vedeți, să stați și să observați și mașina are bine, n-ai să vrem nimeni cu orientație. Pur și simplu să nu facem, aici e anar. Sunt persoane care lucrează la chestiunea de logistică. Ei o analiză și au ajuns la concluzia că trebuie pe armeană să fluidizăm. Ce amendă? De la 600 la 750 de lei cu aplicarea 3 puncte de penalizare. Cred că este jumătate de an de când este un reprezentant a Inspectoratului Național de Pădurare pe strada armeană. Până acum, de mult, a fost o singură persoană care era pe jos. Și de curând este deja echipajul. Referitor la faptul că pe strada armenească este o mașină de poliție care interzice să parcheze acolo mașinile, are vreo atribuție faptul că recent s-a mutat acolo Partidul Democrat? Nu. Este în legătură cu ordinea publică, asigurarea ordinii publice. Dar până acum n-a fost nicio mașină. Poate dumneavoastră n-ați observat-o. Nu era, cu siguranță. Eu nu știu dumneavoastră nu era. Deci pe acolo trecem în fiecare zi la serviciu. Păi, armenească tot timpul a fost o problemă cu parcarea și cu deplasarea, nu? Da, corect. Da, și acum nu mai este. Și mai multe mesaje avem de mulțumire pentru faptul că nu mai avem ambuteiaje și parcări ilegale, nu? Păi, tocmai că e o coincidență. De când a apărut acolo PD-ul, a apărut și poliția de asta. Nu doar acolo. Noi am pus inspectori de-a noștri care fluidizează traficul în mai multe locuri. Inclusiv la sensul giratoriu, acolo unde noaptea sau seara sau dimineața avem probleme, este traficul fluidizat, nu avem ambuteiaj, probabil este un lucru bun.